Eu sunt bucuroasă că au fost licitate acum 5 zile pentru produsele lactate în ce privește programul școlar. Pentru că în felul ăsta, și mulțumesc domnului inspector care are în vedere să fac acțiuni de alimentație corectă a copiilor, în speranța că vor învăța să mănânce lăptic în fiecare zi și să nu fugă după dulciuri. Să știți că nu este o activitate ușoară. Noi deja săptămâna trecută am luat legătura cu toate persoanele de contact din școli, pentru că este un pic mai dificil anul ăsta. Nu au spații acolo unde învață mai multe schimburi. Am căzut de comun acord cu domnul director de acolo și vom face și a doua livrare. Sunt două școli unde nu au unde să așeze cărțile. Noi suntem conștienți și susținem tot timpul să fie date cărțile în acea zi, pentru că ducem iau țel lapte bătut și lapte de consum pasteurizat, care are calități mult mai bune nutriționale decât laptele UHT. Și de-aia zic că luăm legătura cu ei, ne-am organizat foarte bine, nu este ușor. Avem 7 mașini în distribuție, toți șoferii consorțitori, ca să putem să ducem la bun sfârșit și punctual și întocmai și cu calitate corespunzătoare, bineînțeles, acolo este specialitatea mea care tot timpul. Vă mulțumesc! Sperăm să le dăm în cea mai bună calitate, pentru că noi respectăm copiii și le dăm cele mai bune produse. Mulțumim, tocmai de aceea ne-am întâlnit acolo unde sunt blocaje, să le găsim soluțiile de comun acord. Tocmai de aceea am și spus că noi ocupim această întâlnire ca pe o ședință tehnică, pentru că suntem la un nou început de drum și atunci sunt aceste particularități ale acestui an cu foarte multe investiții și atunci, pe de o parte, nu putem bloca investițiile, pentru că copiii noștri trebuie să învețe în școli moderne, în școli europene, dar trebuie să continuăm și cu acest program mult așteptat de toți copiii din județ. Domnule Florea Morozi, vă rog. Sărbuna, doamnă președintă. Sărbuna, doamnă și bună ziua, doamnă. Am să mă repet puțin, doamna Rab, colega mea de program, ca să zic așa. Am vorbit despre greutatea programului. Eu am să spun că e un program controversat câteodată. Dar, într-adevăr, este un program extrem de greu din punct de vedere a fabricației, a ambalării și a distribuției. Dar un program același timp necesar pentru copii, pentru că, din informațiile mele, 70% consumă lapte și cornul, ceilalți 30% n-ar consuma nimic cu acele dar. Eu apreciez efortul autorităților la demarat, pentru că el este unul consistent și vă spun că la nivel național sunt peste 23 de consilii de țări care n-au realizat niciun fel de licitație. Și dacă colega mea a discutat de marcat despre consumul de lapte, eu aș spune că laptele trebuie mâncat împreună cu corul. Și lor prescrise de a face educație, inclusiv alimentare, la nivelul copiilor, pentru că la un moment dat, programul școlar, lapte și cornul, s-a schimbat total din punct de vedere a rețetei. Din acel corn dulce, pe care știam toți, s-a transformat într-un corn, să spunem, sănătos, dar cu o făină plină de fibre. Și la nivelul la vremea aceea, conducerea inspectorului școlar, nimeni n-a făcut o informare școlii cu privire la schimbarea rețetei programului. Îmi amintesc că anul ăla în care toată lumea aștepta cornul dulce și l-am primit
Dar ideea este pe următor. Consum lacrimi și corpul. Și ca să mai dau un argument, este necesar. Am să vă reamintesc că cred că Margaret Thatcher în 91 a eliminat programul ăsta lacrimi și corpul din Anglia și a fost denumită până la sfârșitul carierii și vieții sale fața laptelui. Vă mulțumesc încă o dată și cu siguranță o să dăm tot concursul din punctul de vedere a producției și distribuției pentru un pachet